alegerile parlamentare de duminică, aproximativ 10.000 de bălțeni au susținut blocul electoral Renato Usatăi. Nemulțumit de numărul mic de voturi obținut în orașul pe care îl administrează, Usatăi a decis să-și dea demisia. Am mers la vot și am discutat cu oamenii cum văd acest gest din partea liderului PN. Unii mi-au spus că speră că acesta se va răzgândi și că va reveni la cârma primăriei, iar alții însă îi salută decizia. Раз бельчане хотят политиков, значит пусть выбирают себе политика нового мэра. Я подаю в отставку по выходу из отпуска, так чтобы... Regretați că partidul primarului dumneavoastră din oraș nu a ajuns în Parlament? Nijeli. El tare. Și pentru oameni, pentru pensioneri, uitați-vă câte trotuare, câte ești prin centru acolo, cât el a făcut. Lumea tare s-a jalet că el dă atstavcă după otpus și pleacă de la noi. El zice, eu nu mă atcăzuiesc de Moldova, zice, da, lasă vie alt primar, dacă zice, lumea, am făcut atâta bunătate din bani, nu e atât, și zice, lumea ne-a ținut și nu a votat pentru mine ca să fiu eu în Parlament, zice, apoi lasă să aleagă alt primar care a venit și a face mai bine decât mine. Dar lumea s-a jăleit că el se duce, că el mult a ajutat și pe pensionieri, și a făcut multe de toate. Da, și să facem. El era un om cu inima bună, da. Și atâta, n-avem și spune. Dar ce a reușit în anii când a fost, cât a fost primar să fac pentru Bălți? Cum ce a reușit? El a făcut tare mult. La noi așa frumusață nu a fost. Cine a făcut la noi frumusața asta? Da. Nu a făcut nimic frumusețile. Este și este. Și vă doare că a anunțat că plec? Da. Da, eu am ascultat asta și el când a spus, el mai nu a plâns, dar eu am plâns. Ați plâns chiar? Am plâns. El e un om, desfitul, e cistă sirdecină, un человек умеет сказать. Он и поругает, но он и знает сказать слово хорошее и человеку поднять настроение и так далее. Вы дали лакримили? Да, да. К ним паре роду подынс. Это Рената Усатуя менционат, что nu se va mai găsi un prost care va investi banii personali. Nu, el așa a zis из обиды, мне кажется, потому что это очень обидно было бы. Cum vă explicați că în orașul în care este primar, blocul Renato Usatăi nu a câștigat alegerile, a câștigat un alt partid? Fiindcă lumea a crezut că iară să-și unească cu Maia Sandu, și iarăși... Să-i dea voturile lui Maia Sandu. Mulți din oraș nu sunt de acord care să fie cu Maia Sandu. Dumneavoastră regretați că și-a anunțat demisia? Da, desigur. Privitor la faptul că Renato Usată și-a anunțat demisia după alegeri? N-am auzit. Dar ce părere are? Iată, eu te anunț. De nou. Regretați sau nu prea? Nu. Mulțumiți de rezultatele alegerilor? Foarte. Da, da. Foarte mulțumit. De ce? Da, așa, eu am vrut să votez pentru dâns și am votat. Din vremurile bune? Da, da, da. Când? Da, eu știu că ar veni, cred că ar veni. Dar ce vă doriți, iată, ca viitorii parlamentari să realizeze în 4 ani? Tot ce e bun, tot ce e bun, aceea se realizează. Vă explicați că primarul orașului în care locuiți a decis să-și dea demisia după ce au fost publicate rezultatele. E un act de curaj sau e o supărare? Nu e supărare, e normal. E normal ce a făcut el. Că a dat demisia. E normal. Nu regretați? Ne oleacă, da. Să vă întrebăm, tu ai fost la vot? Еще раз, если можно, на русском, потому что... А, да, ну știți limba română? Нет. Ну, как знаю, понимаю, но... Dacă înțelegi, poți și să răspunzi. Не совсем. 10 лет не был в стране, как бы сложно немножко понимать язык. Dacă nu o să înțelegi, o să-ți traduc. O să încerc să-ți traduc. Tu ai fost la vot? Еще раз.
ты проголосовал? Россия, почему? Занят был. Приехал, отдыхаю. Поэтому не видел смысла идти голосовать. Понятно. А сколько тебе лет? 22. Почему вот молодежь? В принципе, политика, и мне это интересно, не хочу. Зачем? Я молодой, у меня свои дела есть, работа. Зачем политика нужна? А что вы думаете по поводу, что вот блок Рената Усатого не в Бельце, на первом месте не Ренат Усатый, а коммунист и социалист? Ну почему? Есть для этого, видать, какие-то причины? А какие эти причины? Ну, у каждого свои, каждый смотрит со своей, чем-то кто-то, кому-то он не доделал что-то, не додал, не до... Есть какие-то причины. Зря, когда его в Приморье люди пошли 90 или почти 100%, люди дали ему шансы, чтобы он показал себя. А сейчас, наверное, он чем-то людей огорчил. А вы думаете, вот в чем это огорчание? Ну, в чем? У каждого свое, конечно. Он дает в отставку, знаете? Да, мы, конечно, знаем. Что вы думаете по этому поводу? А что мы можем думать? Это его желание, он уходит. Хороший поступок? Ну, я думаю, что не очень. В данной ситуации бросать народ... Ну, я понимаю, он обижен, что люди его не поддержали. Но он должен был таки все-таки доказать, что остаться и доказать, что он прав, что он делал все для людей, и люди зря его обидели. Ну, мне как бы так кажется. А это его личное дело. А ведь он сфат пентру виторы депутат? Я даже не знаю, что сказать этим депутатам, потому что я не думаю, что что-то они могут сделать в этой стране, то, что... Обещания были много. Обещания очень сладкие, очень этот самый. Но я, конечно, как говорится, дай бог, чтобы дожить и увидеть. Но берут меня сомнения очень по этому поводу, что они чем-то нам очень... У людей же есть какие-то ожидания, люди чего-то ждут, когда идут, они ждут. Ждем уже 30 лет. Да, так вот уже люди ждут и ждут и ждут, и все-таки идут на палочке, без палочки, но все равно все идут туда. А нам оттуда ничего не светит, так сказать. Люди, бельчане не поддерживали Рената. Надо было поддержать. Я не знаю, почему, или расчаровались люди в Рената Георгиевича Усатого, я не знаю, почему... Не знаю, почему такая явка была низкая именно на нашего примаря. Да. В чем это разочарование? Ну, надо было, чтобы большая была активность города Бельца наших. Почему? За социалиста, за Додона. За Додона? Коммунисты плюс социалисты, да? Ну да. А Рената Усатого не набрал, потому что было мало. Почему? Этих. Почему не? Почему? Потому что рейтинг у него. Он взял, уехал. А кто будет голосовать, если человек уехал? Никто не будет. Хотя Шор уехал, но у него партия работает. Значит, у него все-таки больше партии. У нас приходил заместитель Усатого во дворе, но было мало людей на встрече. Поэтому и мало проголосовало. А вы это без телевидения? А вы что вы думаете по поводу, что он дал в отставку? Это он плохо сделал. Он пусть работает на своем посту. Потому что легче всего бросить все и уйти. А вот заработать на будущее свои голоса у избирателей он может. Но... Все виндят. Виндим ханили меди. Я камачунсла пенсис, пенсионары. Când era vreme, lucram, cumpăram, amu, eu când vând haine cu 10 lei, cu 5 lei, să-mi fac de mâncare, că pensia e 960. Am lucrat la uzina Răut 37 de ani și am primit 960 pensia. Și cu pensia asta nu mai pot rezista, am ieșit ca stau în vând hainele. Dar credeți că viitorii deputați vă vor mări pensia? Vor crea condiții pentru pensionari să trăiască mai bine? Da, cred că dacă am ales deputați, am ales parlamentul, care va fi în viitor, mă gândesc că și mai bine. Trăim cu nădejde, mai bine. Dar sperați să nu vă dezamăgească viitorii deputați? Pot și pșușă, da.
pot să simt să mă măzească. Ați vândut azi ceva? Am vândut de 10 lei. Ce ați vândut? O bluză de mie, am dat-o cu 10 lei. Știa că până la oară 3 stau, eu am 10 lei. Spuneți-ne, vă rog mult, iată, cunoașteți despre faptul că Renato Usatăi a anunțat că pleacă de la... Eu ieri am auzit la televizor, cunosc faptul ăsta că el e supărat, el poate și drept că din oraș nu a fost la votare, el pe oraș e supărat, așa am înțeles. Credeți că e corect că și-a dat demisia? E un gest de curaj sau un gest de disperare? De disperare. El e supărat. Poate el voia trece în timpul la concediu și a revenit la locul de lucru. Dar vă doriți să revină? Da, eu mă doresc. Pur și simplu, el a făcut ceva oraș, nu cum. A făcut. La noi pe ulița a făcut drumuri, pe Tudor Vladimirescu. Da. El mult a ajutat, pe bătrâni, pe puțin. De ce atunci lumea nu l-a susținut? Am mâncat, eu singur am mâncat, mulțumesc lui ea că eu... Ce ați mâncat? Nu, el a făcut cândva de anul nou, era la Crăciun și chiar și câte un creștinel ne-a dat de pomană. Dumneavoastră, ce pensie aveți, doamne? Ce pensie aveți? 1500. Dumneavoastră tot vindeți haine, da? Da, da. Dar de unde luați haine? Ne dau vecinii. Vă dau vecinii? Da, pentru mine se-mi vândă. Vecinii și rudele. Ați vândut astăzi ceva? De 15 lei. Da, și tot. Ce să faceți cu acești 15 lei? Și e că am achitat lunina, am adăugat și am plătit 114 lei pe lunină. E, e greu. Avem datorii pe încăzări încă 2000, unități cuitanțe pe încăzări. Păcat că în Parlament a nimerit șor care e implicat în furtul miliardului și mulți de alte dânsuri sunt acolo care nu merită să ne reprezinte pe noi. Dar de domnul mult trebuie să stie la domnul. Țirdea, Novac, stați dintr-o gașcă. Cum vă explicați că, iată, blocul Renato Usatăi nu a ajuns în Parlament? Care se spune? Dacă nu era permis ca să iei parte Chicu, Capcaliuc, Șacalul de Capcaliuc, Platon era prin studio, mai era unul care în limba rusă, limba de sat, în deoște, nu știe, e păcat că la noi așa sunt legile. Și chiar căuta grecianii la așa o vârstă să fie în Parlament. La Voronin? Voronin de mult îi curge năsăp din tăte. Voronin trebuie să fie ca să prag, degeaba să duci în Parlament. Ce schimbări vă doriți de la viitorii deputați? Dorim ca să stăți corupți, să ne mirească la dubă și părinții lor să trăiască așa cum trăim noi. Cum trăiesc pensionarii astăzi în Republica Moldova? Foarte greu, foarte greu, doamne. Știm că o duceți greu, dar vrem ca mesajele pe care dumneavoastră le spuneți să ajungă și la inima și la sufletul celor care, pentru care ați pus ștampila votat. Eu nu la toate emisiunile mă uși, la Cutia Neagră și la Politica și știu pe toți, îi cunosc pe toți și reprezintă ei. Aș dori ca măcar în timp de jumătate de an să vadă ceva schimbări. Maia Sandu să nu... A piesă numai cum se pui în Parlament și în guvern numai de ei. Tare mulți oameni buni sunt în platforma, da, la Renato Usatăi, la Democrația Acasă, Vasile Costiuc și episodul a arătat. Aici nu ne trebuie să în Parlament, dar nu și care șed, au 20-30 de ani. Vă întrebăm dacă dumneavoastră sunteți mulțumit de rezultatul alegerilor în țară. Foarte. Foarte mulțumit. Mai mult decât am așteptat. Vin vremurile bune? Eu cred că da. Cred că da. Orice ca s-or mai seca schemele astea foarte făcute de oameni foarte deștepți, care au stat 30 de ani în Parlament și le-au
plămădit zeci de ani ca să aibă astăzi venituri și s-au luptat mult ca să aibă ei veniturile, dar poate le-a venit sfârșit. Dumneavoastră, aveți siguranța că deputații pe care i-am ales duminică nu ne vor dezamăgi? Am o nădejde. Siguranță nu putem avea, dar nădejde o avem, fiindcă sunt tineri, majoritatea, sunt deștepți, îmi pare că-i doare inima după țara asta și de asta și i-am ales. Pe cei care i-am avut de la independență încoace, nu i-a dorut inima pentru țară, pentru neam, pentru popor? Eu am spus că am s-o primit cei care i-am avut până acum, atât se duceau la parlament la câștig. Cei tineri care nu aveau locuri de muncă se duceau după graniță și ne făceau bani și ne duceau în țară. Dar ăștia se duceau la câștig la parlament și cu mare părere de rău, au mulți, pe deci de numim, 30 de ani de an în an ei au fost acolo. Și la urmă au început a învinui că iată, tinerii ăștia au venit de 5 luni de zile și n-au făcut nimic și noi scăpăm țara. Dar ce ați făcut voi atâția ani? Și când au făcut de un pic, s-au băgat în rușine de o enormă cantitate de lucruri care le-au făcut, cu mare părere rău, după care roșia și țara și noi și tot. Iată, care ar trebui să fie prioritățile deputaților? În primul rând, prioritate să fie organizat, să înțeleagă unde au nimerit și ce răspundere au mare. Și din prima zi se dea rezultate, din prima zi, cât de mici, dar să fie însemnate, unele dintre cele mai principale, adică ceva să fac cu aceeași debandadă ce se face cu carburanțe, care se poate de făcut foarte repede. Mai sunt agențiile astea care mai fac multe lucruri care lumea de-a mugeme de nevoie din pricina lor. Și încet, cu pas, îi fac totuși aceste mișcări. Eu cred că ei știu cu ce o să înceapă. Eu nu am fost deputat și nu prea am fost acolo, de acum și vârsta nu-mi permite, dar eu socot, am nădejde întregi. Iată, în Bălți am vorbit cu mai multă lume astăzi și unii sunt dezamăgiți că blocul Renato Usatăi nu a luat locul întâi pe municipiu. Cum explicai? Asta sunt greșeli a domnului Usatăi. Sunt unele greșeli. El mult a făcut bine. El s-a stăruit, dar domnul Usatăi n-a fost pregătit ca să fie un politic. El, așa cum noi vorbim și în familie, el niște lucruri copilărești le face. Cu toate că introduce și bani personali și tot și mai. Trebuie să fie pregătit pentru lupta politică. Trebuie să... Și eu nu știu cât că el cel mai bun lucru îl face acum, că leapă de toată politica și așa mai departe. El a primit acum o lecție din care trebuie să învețe și să meargă mai departe, dacă vrea să fie politic. Dar dacă s-a dezamăgit și nu vrea, îi libereze locul și... Vor fi mulți doritori? Vor veni alți. Nu cred că doritori vor fi mulți, dar ca primar o să fie mulți doritori. Cred că poate avem niște șanse acum ca primărie. Cumva, noi nu am avut fericire să mergem în tandem cu guvernarea, cu parlamentul, cu premier-ministru. Tot timpul am fost în opoziție. Nu știu de ce așa s-a primit, dar băltul în opoziție și din punctul ăsta de vedere și am suferit. Nici eu nu mă gust сказать. Это его решение. Как он решит? Сожалеете об этом или не очень? Ну как? То, что он делал. Что делал? Подойдите к нему, что не надо, ребята. Da, domnul primar este astăzi? Că păi în care primar? Domnul Usatăi. Ne-am urmărit, dar el nu mai este primar. Dar vreau să mă întreb dumneavoastră, poate ne spuneți dumneavoastră când în ultima oară l-ați văzut pe Renato Usatăi? Nu spun nimic, nu dați-mi bună pace, că nu spun nimic, vă spun așa sigur. Eu nu știu, nu cunosc nimic. Mulțumesc la toți cei care m-au susținut. Vremea покаже. Кто на что способен и кто чем будет заниматься, ребят. Все, я вас обнимаю. Пока. Гасить.